Așa. Hai să mai face cu un filmuleț așa. Iau din nou la rând, de a trecut o săptămână. Mai băgăm poițe, mai. Vedem care e treaba pe aici. Ohoho, mușchialule. Ia să vă arăt aici. Deci, ia uitați-vă cum i-am lăsat eu. În urmă cu 4 zile. Deci, așa cum am înțeapă. Asta de aici e diafragmă. Da? Una, două, trei, patru foițe și o ramă urcată de jos cu puia. După diafragmă am mai lăsat trei rame așa, care foițe. Și eu am zis că e de ajuns să-i bag patru foițe acolo, da? Am zis, băi, de ajuns, patru foițe, am băgat și în cuib, trei. Și ele a trecut pe ramele astea aici și ia uitați-vă ce face. Ca să vedeți că nu e de speriat că îi dai 3-6 foițe odată, da? Uite, a început să clădească aici, nu știu cum să țin să se vadă, da? Uite. Da? Deci unde a început să clădească? Ramele alea care le-am pus eu la distanță de... Uite unde le-am pus, aici, pe partea asta. Da? Deci ca să vedeți ce putere are când are cules. Ia să vedem jos. Îi băgasem poițe și jos, nu știu cum a pus, le-am băgat și jos poițe. Așa, cum ream asta aici. Aruncat-o jos. Uite, cum i-am pus aici, cu folie, decât pe trei rame acolo am pus, uite. Da, uitați-vă câte poițe îi pusesem jos. Una, două, trei, patru. Și cu patru în cat, opt foițe i-am pus lui ăsta, deci eu l-am văzut că are putere, că nu-i puneam eu atâta. Opt foițe și ați văzut că a trecut după ramele alea care le aveam după diafragmă. Acum ne uităm în mare, așa. Uităm puțin la puiet. Deci poiția aici, penultima. Dacă o găsesc doar în miere, o urc în cap. Nu, e o oată aici. E o oată aici. Ia. O oată aici. Mi-am pus și ochelarii. A, uitați regina. Reginuța aia aceea în centru. Dacă regina e aici, deocamdată o punem. Uite aici, să stea așa frumos. Ca să nu strigim. Ne uităm puțin la un cuib aici, să vedem care e treaba. E în regulă sau nu e în regulă? Eu, asta a fost o foiță. Care e larvar pe ea. Are și un potiraș aici. E o oată sau nu? Nu se vede. Bun. Băgăm asta aici. Uite aici vreau să mă duc. O ramă de asta. Deci, niciun potiraj nu are. În partea de jos, știți că aici unde fac ei dăruire. Aici a sus un potiraj gol. Niște polen pe aici. Un potiraj aici. Gol. Bun. Gata. Îl lăsăm așa cum e. Îl lăsăm așa cum e. Tot
pigmeni, m-aș uita la asta de aici, să văd dacă e credită. Dacă are de pigmerenia, o urc în casă. Nu, e și ouat aici. M-a băgat și miere, dar e și ouat. Îmi bag regina aici. Ia s-o vedem. Gata, în centrul ramei. Uite așa, rapid. Am băgat aici. Băgăm și ramul ăsta și gata. Asta a fost intervenția. Punem gratia Hanneman. Așa, hai să vedem și puțin un cat. Deci, scoatem diafragma asta. Vedem mai aici. Deci avem acolo ramele alea cu puiet, cu ce am dat eu atunci. Ne uităm să vedem să nu fi făcut boci acolo. Dacă regina e jos. Să vă zic eu o metodă acum. Deci uite, de exemplu, eu nu am stupia cu prea puternici, eu n-am catul ăsta plin de albinacul. Dar dacă aici găseam acum, să zicem, botcă, normal face o botcă de schimb liniștit aici. Ele simte mai puțin regina și face o botcă de schimb liniștit. Și atunci se poate lua rama asta cu puiet, așa cum era cu puietul ăla pe aia, cu botcă și să facem un roi. De eu nu am stupii atât de puternici ca să-mi permit acum să fac roi. Dar asta e o metodă de a face roi. Uite, aici băgam miericică. Și e sigur că nu e regina, că regina e jos. Deci e perfectă treaba. Ia să-i băgăm noi o foiță de asta mai aici. Și ți-ai făcut cu schimb liniștit roi. Uite așa. Mai băgăm o foiță aici. De asta care a început deja la ea. După diafragma a început la aici. Băgăm și pasta aici. Și încă una aici și îi ajungi. Hai să zicem că îi ajungi. Diafragma aici. A? Îi ajunge? Îi ajungi. Mai departe. Oho, mușelelor, gata. Dar voi scrie direct 20 de rame. Ia uite ce. Deci uite câte foițe am pus, 2, 4, 5, da? Sigur are și în cui vreo 3. Și uite-le cum stă aici. Da? Îl băgăm în 20. 20 direct. Oh, oh, și greu ăsta. Ai băgat mericică, mama, aici, bravo.
să vedem ce e jos acolo. Una, două, trei, patru foițe a avut jos. Și sus două, patru, cinci. Deci 9 bucăți a avut până acum la clădire. Bă, da, bagă apă. Pleacă de aici. Uite la treabă. Și-a băgat niște polen. De ce faci, mă, cu polen, bași tu aici? Nu faci polen. Ia să vedem, ramă cu pui. Cuie larvar în centru, pe margine căpăcit. Avem aici un potiraș care are o larvă în el, atenție, am găsit potirașul. Ia, aici e o oată, uite, vezi, ăsta are un semn de început de lui. Îl ține sub observație, foarte simplu. Îl ține sub observație. Uite, e ouat potirașul, deci de-abia acum ouat în potiraș. Ar vrea să roiască, ar vrea. Dar lasă Costin să roiască sau nu? Voi ce ziceți? Deci nici nu mai mă uit în potirașe, deja le stric, că sunt ouate de tot. Al câtelea stup e ăsta? Al 8-lea? E, la 8 stup, la 10 stup găsești și unul de ăsta. A, uite ce i-a băgat aici. Și-a băgat rezerva aici, ca să roiești. A, uite ce i-a băgat în ultima ramă. A, uitați-vă aici. Ce și-a băgat aici. Bun. Deci au luat în potirașe. Ne uităm de regină. Deci de-abia sunt luat în potirașe. Uite, foiță care a fost băgată în urmă cu 10 zile, mai mult. Dar când eram la livadă acolo, când spărgeam eu cuibul, bă, ia uitați-vă aici, plină de ploi căpăcit. Mai vrea să și roiască. Zice că de ce să-i spargi cuibul. Ia uitați-vă frumusețe aici. Foiță, da? Foiță, bă, tată, a noastră. În colț, toată plină de puieți.
Hai să vedem ce-i facem. Gata, am văzut regina aia aici. Am văzut regina aici. Le lăsăm aici. A băgat polen. Aici a băgat ceva miere. Aici a băgat miere, deci nu a ouat. Mai vreau să-i fac ceva. Aici era regina, da? Ia să vedem, mai e aici. Vreau să-i fac o chestie acum. Fugibor. Vreau banul, e aici. E aici, regina. Dacă eu nu iau acum rama de puiet, uite pasta, așa cum o vedeți aici, peste o săptămână le încetează ouatul. Păcește ea vreo botcă pe acolo, albina, și vrea să roiască, dar așa îi luăm puiețelul ăsta. Eu, regina, am văzut-o, e cu burta mare, adică încă ouă. Și uite ce-i fac eu. Să ouă aici, să plădească și să ouă. Uite așa. Nu trebuie să băgați așa cu milă. Fără milă, încă o puiță. Deci cât i-am pus? 3 foițe și am luat o ramă de puiet de aici. Îi punem de aici. Dacă nici pentru asta nu mulțumiți. Uite așa, și l-am oprit în gânduri rele. Așa, hai să vedem puțin. Am un țeapă, bă, leu. Mă. Ca să nu stau cu rama asta mult. Deci acum, pentru că este în cules, nu se întâmplă nimic. Am aici o familie mai slabă, care de-abia a urcat 2 rame sus acolo. Și rama asta cu albinuță. Asta e albină tânără, că dacă era cu legătoare, era afară la cules. De ce stăia în stup? Că e albină tânără, da? Ce avem aici? O ramă plină de puie căpăcit de eclozat. Eu văd unul ăsta aici. Uite așa. Și l-am ajutat și pe el. Ca să dea înainte. Și pe lantul l-am oprit de roi. V-a plăcut? Așa, acum trebuie să văd cum fac cu telefonul ăsta. Să mă cam înțeapă în finele astea.
Aldeu. Ia. Uite cum avea el catul aici. Mai avea aici în loc de o ramă. Așa că le rezolvăm acuși. Deci acum vă spun eu că nu prea mai are gând să mai... Zice, mai amânăm o săptămână, așa zic ele. Zice, mai amânăm o săptămână roirea că mai trebuie să băgăm niște puieți. Uite cum stă pe colțul acolo. Și acum, luăm ramele astea care le-am scos de jos. Uite, ce de albinuț are. Ia uite ce e aici. Asta e cu miere, da? Îl punem aici. Ia de aici. Ia de aici. Uite așa. Aici ce are? O foiță. Apoi ce e asta? Uite, cu miere. Da, mă, că zic decât în gură, dar parcă e bine să arăți. Nu? Uite ce a băgat. Nu zice ca lui. Bun, băgăm aici. Ce mai avem? Asta mai puțină miere. Asta iar cu miere. Uite, da? Băgăm miere. Ui, plină. Oamenii zic, gata, e plină. Nu, e plină, bă, tată. Are de băgat. Așa. Și mai avem pasta care am scos-o de jos. Ia. Intră aici așa. Trebuie să intre. Uite așa. O ramă care, uite ce a băgat aici. Plină ochi. Da? Eu băgăm aici. Și l-am făcut în 20 de rame. Albină cu legătoare e lejer. 2-3 rame de albină plecată acum la cules. Adică ele în 20 de rame. Nu simte că am luat puietul ăla. Și dacă mai faci figuri, îți zice, dacă mai faci figuri, îți mai iau o ramă de puiet. Îți mai iau o ramă de puiet. Și dacă tot mai faci figuri, fac și un roid în tine. Și cam așa se rezolvă situația. Cam așa se rezolvă. Așa, să-i punem catul. Făcut ceva. Uite. Nu-i mai pun folia sus. Așa rămâne. Fără folie. Acum are călduri. Vrea să roiască. Îl pun de cu covorașul ăsta care pe sub ăsta mai circulă puțin aerul. Gata. Să-i treacă căldurile de roire. Dacă eu nu umblam acum la ăsta, în 7 zile avea botcă căpăcită. Că am văzut că avea câteva potirașe cu puțin larvar acolo. Deci în 7 zile de azi înainte avea botcă căpăcită. Și citiți în carte ce scrie. La căpăcirea primei botci poate să roiască, da? Și pe urmă ce zice apicultorul? Am luat regine de la Oprea sau de la Cristi și uite mi-a roit. Păi din cauza ta a roit. Că apicultorul trebuie să uite în stup, vede care-i treaba, îi dă spațiu. Acum era simplu dacă eu eram cu stupii afară sau aveam și eu aici tavanul ăsta mai sus, că mă enervează că nu-i mai sus, mai puneam un cat. Eu mă descurcam. Dacă aveam spațiu, dar n-am spațiu. Eu mai am caturile alea mici, dar mi-e frică să le aduc de acasă. Știți că am avut probleme cu stupia de acasă și mi-e frică să le mai pun pe alea. Observați că merg doar pe foiță. Deci se poate la rapiță să clădim 3 jos și cu 10 sus, 13 foiți. Se poate, da? Uite. Probă aici. Practică. Ia uitați. Clădit. Total. 20 de rame tot. Nu mă sunați pe mine. Care vrea regine de la Oprea, aveți aici număr de telefon. Ca să aveți și voi stupii așa. La rapiță, da? Vreți regine de la Cristi și Nicolae, aveți telefonul aici, ca să aveți stupii la rapiță, uite așa, în 20 de rame.
nu înțepa. Da? Vreți să aveți în 20 de rame stupii la rapiță? Să puteți să faceți și un roi din el? Asta e o valorificare. Vii la rapiță, l-ai dus așa în 20 de rame. Iei frumos o ramă, două, dacă vrei, de puiet căpărcit. Ai pus, uite așa, într-o cutie și ai plecat cu ei acasă. Și ai făcut un roim. Ai făcut un roim. Că faci cu botcă de roire, că faci cu botcă de salvare, că faci tu creștere de regine, ce vrei tu, că le cumperi. Ai făcut un roim. Nu vrei să-ți înmulțești tupina. Dă-mă acolo anunț, vând și eu, mă zici, 3 roi, 5 roi, câți ai tu de vânzare, 10. Vând roi, tată. Și ai făcut un ban? Vă spun eu clar, dacă vinzi, fiecare familie îți dă un roișor din ăsta, în iunie dacă îl vinzi, deci făcut acum pe 2 rame, până în iunie se duce și el în 4-5 rame. Dacă l-ai vândut cu 300 de lei, fă socoteala că 300 de lei aia e exact poate cheltuiala care o faci cu stup într-un an. Și și-a scos cheltuiala. Da? Cam asta e. Avem și senin, avem și nor. Uite, și nor, soare lipitit, dar albinuța zboară, tot o veselie. Sănătate și numai bine. Gata. Pauză de masă. Uite unde m-am băgat aici, într-o hală de asta veche. Că vin albinele astea după mine. Uite, și aici mă băzi. Uite cum vine. Același meniu. Roșii, brânză, castraveți, puțin salam și desertul, niște căpșuni cu miere de salcă. Uite că s-a norat iar, bă, tata, bă. În fiecare zi ploaie și nori și... Da, asta e.